Acest coș de flori, să vă bucure ziua aceasta frumoasă mai mult. Mulțumesc frumos! Și această tortă, este ca în formă de carte, cum vedeți dumneavoastră, da? Aici scrie, frumoasă este viața la 68 de ani, sănătate și la mulți ani. Mulți ani, Maria, Cartea Vieții, capitolul 68. Așa, haideți să mă ajute, da? Și mai avem încă ceva pentru dumneavoastră. Ca să-l puneți în cel mai văzut loc. Dați-vă așa un portret. Așa, este tot pentru dumneavoastră. Să-i găsiți neapărat un loc potrivit. Și mi-a transmis un mesaj de felicitare care m-a rugat să-l recit pentru dumneavoastră. Fiecare an este o carte cu 365 de pagini goale. Tu, scumpă noastră mamă și bunică, ai ajuns la cel de-al 68-lea al tău manuscris. Cu această ocazie îți aducem în dar cele mai sincere urări de sănătate și voie bună. Să fii mereu plină de viață și energie, fie ca grijile și nevoile să-ți uite numele și chipul, iar zâmbetul și bucurie să te însoțească pretutindeni. Măicuță, îți mulțumim pentru tot, pentru că ai făcut ca vremurile grele să pară mai ușoare, că ne-ai îndemnat și ne-ai încurajat să continuăm și să ne finisăm ce am început. Că deseori ai suportat insuportabilul, că ai rezolvat imposibilul cu zâmbetul pe buze, că ai fost gata să dai totul numai ca să ne fii nou bine. Îți mulțumim că existi și ne cuprinzi cu dragostea ta mereu chiar dacă suntem de multe ori departe. Pentru toate acestea și multe alte sacrificii făcute de dragul nostru, îți mulțumim din suflet și ne închinăm până la pământ cu drag fiica Valentina și nepotul Ion. Multă sănătate, care și noi din partea companiei noastră vă dorim. Da, singur de unii sunteți. Noi suntem companie. Să fiți mereu cu zâmbetul pe buze. Și dacă mă îmbăt, încă sunt mai zâmbitoare. Și ca surprizele să nu termină aici. Poate dacă aveți și dumneavoastră să adăugați ceva fiicei. Îi mulțumesc frumos pentru că are grijă de mine și lui nepotul Ion. Mă stimează, mă ajută, mă scurtă să bucuroasă de toate fetele. Dar cu păriri de rău că-și fost grămadă mai gine. Asta e tot la timpul lui, cum da. Să spune. Mai gine când e masa mai plină. Corect. Și casa iară tot. Inima mea îți dăruiesc, Părinte scump, cât de mult te iubesc, dragostea ta.